pentru că voi puteți să sunați, voi aveți voie să sunați, folosiți internetul, aveți voie să, prin telefon, chestii, numai nu intercalați pe echipele, pentru că pentru ce ești pledat, locul 1 va primi 600 de lei, locul 2 500, locul 3 400. La câte echipe? Strâng? Sunt motivat. La câte echipe? În echipă nu aveți voie să fiți mai mult de 4 persoane pentru a rezolva. Rezolvându-l, dacă vă încadrați în timp și ajungeți la, la locul, locația dată, acolo veți primi o sarcină de joc. Sarcina de joc constă într-o poruncă. Sarcina de joc o faceți în fața agentului, iată agenții ăștia sunt ai noștri, care sunt cu maior, ăștia sunt agenți. Joc la fiecare locație, telefonul vostru, eu v-am spus de ce aveți nevoie. După ce ați făcut și agentul este satisfăcut, ghicit și poți încadra în timpul. Dacă ți-ai zis ce locație ai înapoi, dă pe face parte de jocul. Ce da? Da. Tot așa trebuie că te dai aici. Știți așa și înapoi. Dar ele nu pot să fie așa și așa. Trec vii care vă ajut să găsesc locația următoare. Câte oare se duc? Hai, dă-mi de pe scasă. 53. Asta-i pați casă. Vedeți și voi cum se folosește. Despun. Da, și faceți mai... mai... Să arătăm sau nu? Nu, le arătați pe urmă. Da. Deci v-au sfii. Da, da. Una. Da? Da. Deci bun. Fotografie. Cu trei oameni. Da. Trei oameni deodată cu mai indice. Da, stai, 53. De ce indice? Doar nu te rupuiesc după care indice aveți. Ia că... Nu, nu, apoi... Asta-i questul. Trebuie să găsiți aici trei cuvinte. Ai văzut că trei cuvinte. Trei cuvinte. Ce am atare, e horizontală, e verticală, e diagonală, e fix și în sensul locului. Să-i aflu, citești. Da. Poți frumos te dacă pe albun vezi citești. Care și trei. Haideam, haideam, haideam. Nu uita, rog, sunt chiar mult, mi-e, da? La Mihai. A? La Mihai, dar care Mihai am stat să ne gândim? Păi aveți toată lista, că dacă v-ați dat seama până la Mihai, mergeți mai departe, aveți acolo toate cuvintele. Voi nu... Voi... Stai, ridică-i asta, mă întoarci. Voi de aici până aici trebuie să completați. Asta e ușor, dar cuvintele ai completat în 2 minute. Mă, ce grea e fată, drag. Degeaba. Niște nu întoarci. Săptămână! Angelina, eu nu am de fapt! Hai că este așa. Băi, dacă expresați nimic regus cum ați luat la Eminescu, vă dau... Puteți din două, cuvinte. Da, puteți din două, minimum din două. Minimum două străzi. Minimum două, vă înțelegeți? Pentru că dacă sunteți bun la alergat, voi faceți două și ați plecat trei pe jur. Dacă vreți patru, vă dăm mai multe puncte. Adică după asta să fac un numărătoare de puncte, de timp și să dau mai mult timp. Adică patru străzi cu acolo, 5-10 minute o putea să fie. Băi, dar ribusul este făcut. Ce? Dar pe asta e, dar nu, ia uite. Nu mai e problemă să fie prezentat. Ia, ce e doia? Se includă, ia să-mi buzi. Curim, curim în igor, da? Curim, adică. Eu găsesc la mama doi iubiți cu ciorapii crăpiți. Asta de-am iesă mai mult de 4 strofe. Ce mai simplu. Cu ciorapii crăpiți. Șapte în genunchi, o căzut! Ișa, hai pune schimbă de parte, nu știu. Cădire roșie. Cădire roșie, mai departe. 5 5 5. Stai. 4. 2. Cu de roșie, nu știu. 7 7 7 apostrof. Ce tot ce n-a zis? Bine. Dacă era la dacă n-a cum să faci. Da, da. Da, da. Tu știi că vă aflu rezultate. Mă zraca, n-ai plecat la voi. Ia, da,
dat și vse. Dar spate ce mă acolo sau nu? Nu, acolo nu mai trebuie, acolo este. Ia tot, tot să mi-e spate. Dar mai este o echipă din urmă. O, dar ce este? E și ăla e creat. Ești ăla e creat. Ești ăla e creat. Ești ăla e creat. Dai, te rog că pui eu sub mâna de astea așa pe să mă scăre smartphone. Dar nu contează. Da, tai, da. Dar vă rămâna că nu o să aibă sens. Mai curăță pe Olea, mă revzi. Pe Olea unde? Mai repijor pe rând. Da, nu. Olea, mai repede! Dar nu o să o găsești, ele sunt să vă acolo este pur și simplu. Scorpioni. Bravo! Nu, nu, la mine trilea. Mie sunt de la dânsă pe urmă. Hai pe acolo, spăcă. Olea, dar eu nu beau pivă. Stai! Hai, lăsă, am găsit. Hai, trai odată. Bravo! În majoritatea orașelor europene, inclusiv Bucureștiul, Brașovul și chiar Chișinăul. Am hotărât să-l promovăm acest joc și acum, de Ziua Tineretului, pentru că este un joc destul de interactiv, implică activitatea tinerilor care totodată dezvoltă și abilitățile fiecăruia, abilitățile fizice, cum ar fi și sportul, și cele mentale, pentru că sunt nevoiți să decodifice anumite ghicitori și etc. Jocul costă în două tipuri de sarcini, sarcina de joc și sarcina de ghicit. În sarcina de ghicit ei, practic, trebuie să-și bată capul să rezolve până la urmă o ghicitoare, iar cea de joc este ceva mai interesant, ce implică interacțiunea și cu oamenii din jur. Scopul jocului probabil a fost mai mult socializarea, implicarea tinerilor în activități și o petrecere a timpului destul de interesantă. Deja am aflat și câștigătorii. Echipa câștigătoare este formată din Sandu Iovu, Bostan Nicolae, Munteanu Patelimon și Țaga Lilian. Celelalte echipe de asemenea sunt cu un punctaj, adică este un concurs foarte restrâns, punctajul a fost destul de mic, diferența dintre ele, dar s-au descurcat foarte bine. Ceea ce i-a caracterizat toate echipele au fost că au avut loc și trișări, trișările noi le-am penalizat așa cum se cuvine, prin adăugare de timp, ceea ce le-a scos din timpul câștigător. Am primit un feedback destul de pozitiv, lumea s-a bucurat de sarcine de joc, ne-au zis că nu s-au așteptat să fie atât de interesant și noi ne bucurăm foarte mult. Îi așteptăm cu mare drag și acum la film, unde vom premia.